Salut! Vreau să vă prezint astăzi cum îți întreții racheta și cum ți-o poți customiza astfel încât să devină puțin personalizată și să o folosești la maxim. E bine, rachetele, în momentul în care vin, sunt așa. Au doar grip și în rest nu au racordaj, după cum se vede, și acum această rachetă poate fi modificată. Poți să pui alt grip. De exemplu, aici avem un grip de piele, există gripuri sintetice sau din piele, mai subțiri sau mai groase în funcție de cum ai tu nevoie. Următorul pas ar fi să pui un overgrip. E bine, această rachetă, pe care am și folosit-o, este foarte tare. Această rachetă are și overgrip, acesta îngroașă puțin mânerul rachetei și oferă o senzație un pic diferită. Există gripuri mai subțiri, mai groase, mai lipicioase sau mai absorbate în funcție de ce ai tu nevoie. Următorul pas ar fi să puneți racordajul. Evident, racheta fără racordaj nu poate fi utilizată. Racordajul este de mai multe tipuri, poate să fie de confort, de control, de putere și așa mai departe în funcție de nevoile tale. Și la fel și tensiunea, în funcție de ce tensiune pui pe rachetă, o să-ți modifice un pic senzația, în funcție, evident, de ce ai tu nevoie. Următorul pas este, dacă dorești să pui acest produs, se numește antivibrator. Acesta absoarbe o parte din vibrațiile racordajului și schimbă un pic senzația atât în sunetul rachetei, cât și în feeling-ul rachetei. Următorul pas ar fi, pe care eu chiar îl recomand, să folosiți o bandă de protecție, cum am pus și eu aici. Banda de protecție te ajută în momentul în care lovești, să zicem, mingi mai joase și există riscul să o zgârii. E bine, așa se zgârie doar banda și racheta rămâne neatinsă. Următorul pas, cum am făcut și eu aici, este să pui plumb, dacă consider că este necesar. Acest plumb reprezintă niște greutăți care se adaugă oriunde, și în mâner, de dedesubt și aici, unde vrei tu, pentru a schimba un pic balansul și greutatea rachetei, schimbându-i un pic caracteristicile. Și în acest fel, racheta o să fie mai stabilă, fie mai manevrabilă sau un pic mai solidă. E bine, așa tu poți să-ți întreții racheta și să ai racheta pe care o visezi. Spor la joc! We'll be right back.